Injurii la adresa lucrurilor sfinte, o persoană încă neidentificată de polițiști a scris o înjurătură pe un suport de lumânări al bisericii din centrul municipiului Târgu Jiu. Ce făptașul dacă va fi prins, ne spune colega mea Loredana Sava. Loredana, te ascultăm! Bun găsit! Mare a fost mirarea preoților de la Biserica Sfinții Voievozi din Târgu Jiu când au văzut în jurătura scrisă cu vopsea pe unul dintre suporturile de lumânări din incinta instituției. Preotul paroh Gheorghe Gomoi crede că vandalizarea mobilierului bisericesc a fost făcută cu premeditare de o persoană rău intenționată. Reprezentanții bisericii au încercat să șteargă fapta vandalizatorului, însă n-au reușit nici măcar să acopere cu vopsea. Revopsirea suportului de lumânări se va face în primăvară. Angajații bisericii vor să fie buni samariteni și să nu-l dea în vileag pe făptaș care a fost surprins în acțiune de camerele video ale prefecturii Gorj. Polițiștii fac verificări în acest caz, iar dacă foptașul va fi identificat, riscă să fie amendat.